Inițiativă inedită pentru mici iubitori de lectură. Biblioteca Municipală Pașcan Leonard Gavriliu a venit în sprijinul elevilor din două suburbii ale orașului, chiar în pragul Zilei Naționale a Lecturii, sărbătorită pe 15 februarie. Luni, directorul instituției, Mihaela Cojocaru, împreună cu încă două persoane de la bibliotecă, le-au dus elevilor circa 400 de cărți de literatură, specifică claselor primare și de gimnaziu, pentru împrumut. În urmă cu câteva zile, Biblioteca Municipală Pașcani a fost invitată la Școala Gimnazială Gâștești pentru a încheia câteva contracte de împrumut pentru utilizatorii de aici. Și profitând de ocazie, ne-am propus să venim și cu cărți pentru a putea realiza un împrumut direct către elevii de aici. Este un proiect la care eu m-am gândit de mai multă vreme și această propunere venită din partea profesorilor de la școlile gimnaziale din Gâștești și din Sodomeni s-au pliat foarte bine pe proiectele bibliotecii de a veni cu cărți către utilizatorii din suburbii. Demersul a venit în urma dorinței elevilor de a putea lua cărți de la biblioteca municipală, dar împiedicați de distanța prea mare dintre casă și instituția de cultură. Astfel, cadrele didactice au luat legătura cu biblioteca din Pașcani și a fost demarat acest proiect. Prima oprire a fost la școala gimnazială Gâștești, unde în sala de sport 10 de elevi au așteptat cu minți rândul la împrumut. Pentru că știu că mulți dintre voi ajung greu în Pașcani. Câți dintre voi sunteți înscriși la bibliotecă? Deci foarte puțin, da? Și câți dintre voi v-ați dori să fiți înscriși la bibliotecă? Bănuiesc că toți cei de aici, pentru că de aceea v-ați făcut fișe, da? Și știu că vă este greu să veniți la Pașcani, vă este greu cu mijloacele de transport, de aceea ne-am hotărât să venim noi în întâmpinarea voastră și să vă aducem cărți, cărți pe care voi le-ați solicitat. Deci, în prealabil, noi am primit o listă cu cărți pe care le-ați dori și vi le-am adus. Am venit la voi, în întâmpinarea voastră, cu acele cărți. Pe viitor ne vom organiza astfel. Vă facem fișa de utilizator, vă rog să fiți foarte atenți. Pe pagina, pe coperta cărții, vă veți vedea o dată. Este data de restituire a cărții, da? Printre cei mai curioși, dar și nerăbdători de a pătrunde în lumea lecturii, s-au aflat și elevii de clasa a doua. Soarele nu e soare. Și asta nu înseamnă că soarele e lună, pentru că nu e în nici un caz adevărat. Soarele e pur și simplu. Școala fricoșătoare. Ți-ai ales tu această carte? Da. Cum de? Nu știu, ai mai citit-o pe undeva? Ai văzut-o? Cum de ați? Dar mi se pare foarte mai îți place să citești? Înfricoșătoare. Da. Înfricoșătoare? Numai cum e titlul, se face pe de găină. Și ce citești tu de obicei? De obicei eu citesc Pinocchio. În ce clasă ești? Sunt în clasa a doua. Ce ți-ai ales aici? Rex. De ce ți-ai ales această carte? Am văzut-o pe acolo și să văd. Ai mai citit? Nu. Dar ți-ar plăcea așa să citești cât mai multe cărți? Ai biblioteca acasă? Da. Ramos, Împăraș și Rostocol. De ce ți-ai ales aceste cărți? Ți s-au părut așa colorate, coperțile, interesant? Da. Cea de-a doua oprire a fost la școala din suburbia Boșteni, unde acțiunea a fost de un mare succes. Au fost împrumutate 210 cărți. Această inițiativă de a duce cărțile la copii aflați la distanță de bibliotecă va continua o dată pe lună în școlile din cele două suburbii. Reamintim faptul că marți, 15 februarie, românii sărbătoresc pentru prima dată Ziua Națională a Lecturii. În toate școlile, în această zi, programul se modifică, indiferent de disciplina prevăzută în orar, de la ora 11 și până la ora 14, învățătorul sau profesorul trebuie să organizeze, la clasa unde este prezent, activități de lectură la care să participe toți preșcolarii și elevii.